riscul acum al acestor incendii informaționale care se propagă foarte repede e că poți să generezi un scandal foarte ușor, și o să mă întorc la câteva exemple poate recente, care să acopere o problemă reală. Nu? Și e o chestiune despre care noi am mai vorbit, că e scandalul generat tocmai pentru a opri un scandal mai puțin. E o tactică de marketing, tactica perdelei de fum, nu? Deci arunci în față o fumigenă ca să distragi atenția de la o chestiune care poate avea un impact mult mai mare la nivel de imagine. Problema nu este neapărat aceasta pe termen. Dar oamenii am impresia că o cer. Populismul nu e o chestie care... adică lumea îl îmbrățișează, lumea îl cere. În terenul ăsta fertil în e pentru... În lipsa unei dezbateri reale, din punct de vedere fundament, credințe, probleme cu adevărat stringente, riscul de a crește o serie de lideri cu potențial extremist, care să destabilizeze foarte multe procese, la nivel economic, la nivel politic, la nivel social, este foarte mare. De fapt, acesta este riscul principal a unui fake news care se auto-generează și se autopropagă.